Salvamontiștii în misiune de sărbători. În ciuda avertizărilor lansate de salvamontiști înainte de Crăciun, Dispeceratul Național Salvamont a primit, începând din ajun, zeci de apeluri de urgență. Cele mai multe au venit din județele Gorj, Brașov și Prahova. Multe solicitări au venit din partea turiștilor care s-au rătăcit pe potecile înzăpezite. Prin Dispeceratul Național Salvamont s-au mai primit și apeluri prin care se solicitau informații cu privire la starea pârtiilor și a traseelor montane. În aceste zile, peste 500 de salvamontiști sunt pregătiți să intervină pentru salvarea turiștilor aflați în impas. De asemenea, sunt operaționale circa 80 de baze salvamont, dotate și cu echipamente medicale pentru intervenții de urgență. Salvamontiștii revin cu recomandări în cazul persoanelor care petrec sărbătorile de iarnă la munte. Turiștii care iau culmile cu asalt sunt sfătuiți să aleagă schiuri potrivite, să abordeze cu precauție pârtiile, să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtie și pe traseele de schi pentru agrement și să nu se aventureze în zonele periculoase. Salvamont este singura structură cu misiune de salvare care deține personal pregătit profesional și atestat legal pentru a interveni în soluționarea accidentelor montane. În astfel de situații, echipele de salvamontiști pot fi alertate prin numărul unic de urgență 112.